Bună seara! Bună seara tuturor! Suntem aici pentru că n-am prins startul de la cabină. Noi avem problemele de sănătate, eu cu spatele pe care le știți și de la yoga și de dinainte, Dima cu eu genunchiul. Eu cu accidentarea și cu genunchiul și în niciun caz nu ne punem sănătatea în pericol, nici 1%. Știam clar că și la taskul trecut când am stat în picioare n-am putut rezista decât vreo, nu știu, maxim 2 ore și ar fi fost în zadar oricum. Eu am și panică de lifturi și de astea, deci nu, chiar nu era pentru mine. Și vreau să vă transmitem câteva cuvinte, dacă tot am prins momentul. Da, astăzi a ajuns scrisoarea din data de 12-a 5-a. De la fotbaliștii lui Dima. Oameni buni, țin să vă spun... Și frumoși și dragi. Da, să vă spun cu tot dragul și cu toată inima și cu toată bunăvoința, atât a mea cât și a ei, suntem cei mai mândri imperfecți. Perfecți. Imperfecți, perfecți, că suntem susținuți de așa oameni. Atât fotbaliștii lui Dima, cât și grupurile mele, Good Girls, și toți oamenii, cei care ne susțin și individual și cei care fac parte din grupuri, oameni buni, suntem mândri de voi. Cei mai mândri și... Și m-ați emoționat foarte tare și m-am simțit pentru puținele dăți înțeleasă în ultima perioadă și asta e foarte important. Vă mulțumim din suflet că ne înțelegeți. Că vă puneți în locul nostru, că sunteți acolo ca și niște adevărați suporteri, fani, susținători. Asta demonstrează exact ceea ce mi-ați transmis încă de la bun început, ce înseamnă cuvântul susținător. Și asta dovediți voi, atât ai mei, cât și ai ei, de fapt ai noștri, că ne înțelegeți. Și că o să lăsăm... Vreau să vă spun un singur lucru, pentru că eu de fiecare dată vreau să-mi fie un păcat cu mine. Și dacă destinul ne-a dus aici împreună în casă, vedem ce o să decidă destinul. Indiferent de dorința noastră, cea care a fost și ați văzut și voi, oameni buni, cum a fost, cum s-a simțit ea aceste zile și cum a spus și mama ei. Deci totul e adevărat, oameni buni, tot ce a spus și cum s-a simțit ea, totul este adevărat, a confirmat, toată lumea a confirmat. Și prietena ei a confirmat și în emisiunea azi s-au confirmat niște lucruri. Oameni buni, dacă destinul ne-a dus împreună aici, tot destinul va decide unde o să stăm noi. Tot aici, ori afară, voi sunteți cu noi până la capăt și asta este cel mai important lucru. Și indiferent de ce se va întâmpla, stați liniștit că minutul 90 nu-l ratează nimeni. Nu-l ratează nimeni minutul 90 și asta e pentru că eu o să centrez și o să dau cu capul fără ca ea să știe. Vă pupăm. Vă pupăm și mulțumim din suflet. Vă dorim o săptămână, sper. Salutări celor dragi, familiei, susținătorilor, prietenilor. Vă dau în judecată, dar ca fapt divers, în fine, mi-aș dori și eu să vă văd și eu pe unul din voi aici, că știți că mi-e dor rău de tot de voi, și vă iubesc, oameni buni. Nu știu cine, prieten, familie, vede mesajul ăsta din partea mea, să-l anunțați și pe tati, că mami stă aici până vineri, că nu știu dacă știe. Cam asta e. Da, și vă mulțumim încă o dată pentru tot. Aveți grijă de voi. Ne sunteți foarte dragi și o să ne revedem, o să ne vedem oricând va fi. Cât mai frumoasă și cât mai bună alături de cei dragi oameni buni. Mulțumim din suflet. Exact cum spunem noi de aici de la Buftea, cam atât. Vă pupăm.